Am dedicat minutele care au trecut conceptului de Dumnezeu Tată și cred că avem nevoie de conceptul acesta și de această perspectivă. Minutele care urmează, însă, aș dori să le aduc pe un teren mult mai aproape de noi și mult mai disputat. Se propune în ultimul timp ca termenul de mamă și de tată să fie înlocuit cu termenul generic de părinte. Sunteți la curent cu lucrul acesta, așa e? Nu e nimic nou din ceea ce vă spun. Părintele poate să fie de mai multe feluri. Poate să fie părinte care crește copilul, doar îl maturizează, îl întreține. Pot să fie părinți bărbați, pot să fie părinți femei. Posibilitățile sunt aproape fără sfârșit. Primul lucru care vine în minte este următorul lucru. De ce se luptă atât de mult împotriva unui părinte biologic? Pentru că sensul de părinte, până mai ieri, presupunea ideea de părinte care a conceput viața, care a dat viață. De ce astăzi se luptă atât de mult împotriva ideii de a da viață? Și pe plan paralel, nu mă pot opri să nu mă gândesc de ce e atât de important ca Dumnezeu să fie recunoscut prin ideea de creator. Un Dumnezeu creator, părinte care dă viață. Sunt două idei, două elemente care lucrează împreună și care formează aceeași tipologie, evident, la nivele diferite. În toată istoria religioasă, Dumnezeu se identifică pe sine ca fiind Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul, făcând trimitere la puterea sa creatoare. Și când vorbește de creație, când vorbește de o creație din sau de tip ex nihilo, Bereșit bara Elohim, la început Dumnezeu a făcut, a zis și a făcut. Astăzi, pe alt plan, mi se spune că nu e important cine dă viață, ci important este cine în mod psihologic te-a format, te-a ajutat, te-a sfătuit, ai fost prieten cu iertați-mă, cu el. Important este cine ți-a fost la aproape când ți-era greu și așa mai departe. Dar ideea că ți-a dat viață aproape că nu mai contează. Este o luptă a darului pe care Dumnezeu, sau o luptă împotriva darului pe care Dumnezeu ni l-a dat atunci când a pus în noi ceva din sine. A pus în noi ceva. Din puterea sa de a crea. E o primă consecință. O a doua consecință la care mă gândesc este ideea de rol, mamă și tată. Nu se poate că atunci când vorbesc de mamă să nu mă gândesc la ceva anume. E personificarea unui principiu de viață, de acțiune. La ce vă gândiți în momentul în care vorbim despre mamă? Poftiți? Am auzit mai multe idei, nu știu dacă le-am auzit bine. Am auzit o idee că ideea de a da naștere, o altă idee a fost, n-am mai... Puteți să ziceți? Poftiți? Bine, dar când zic mamă, la ce mă gândesc? Vreau să vă zic că eu nu pot să nu, când vorbesc despre mamă, să nu mă gândesc la ideea unei iubiri
Aproape... aproape nejustificate. Adică, una e să mă gândesc la tata și la iubirea lui și alta e să mă gândesc la mama și la iubirea ei. Mama este altceva, este... Ce să vă spun? Este cea care mă iubește, repet, nejustificat. Adică ajunge să-i spun odată, mamă, vreau ceai cu unt, cu miere și cu nu știu ce deasupra și imediat se face ceaiul cu unt, cu miere și cu ceva de deasupra. La tata? Iertați-mă. Vreau ceai cu... Ia du-te, mă, și ia-ți. Vreau să vă întreb, nu mă iubește tata? Au fost situații în care am ajuns rău de tot la Ananghie și l-am văzut pe tatăl meu acolo luându-mi locul și plătind scump pentru mine. Nu mă iubea? Mă iubea. Vorbeam aseară cu fratele Sam și îmi spunea: nimic din lucrurile astea nu vin la întâmplare. Dacă vrei să afli dacă te iubește mama sau tata, trebuie într-adevăr să cauți. Și-mi povestea dânsul despre o întâmplare în care un tânăr se îndoia de dragostea tatălui și fiind undeva într-o zonă unde ningea foarte rar, ar zis, aș vrea și eu să ningă, să văd și eu cum e zăpada. Și cumva tatăl l-a auzit și într-o zi când temperatura a ajuns destul de joasă încât ar fi trebuit să ningă, dar nu era umezeală în atmosferă și nu a nins, tatăl a făcut ce a făcut și a făcut rost de un sprinkler, de o nu știu ce, și în sfârșit a dat drumul la apă și apa, fiind temperatura foarte joasă, a umplut grădina de gheață, de zăpadă și când s-a trezit copilul a văzut zăpadă. A văzut gheață. A zis, dacă tata a făcut asta pentru mine, înseamnă că mă iubește. Trebuie să cauți uneori. Uneori există imposibilitate sau neputință în vorbe. Mai mult decât atât, mi se pare că există o inflație a cuvântului astăzi care nu mai justifică transferul de informații. Îi spui te iubesc, te iubesc, te iubesc și el zice nu simt nimic. Nu simt nimic. Și așa e, nu simți nimic pentru că toată lumea zice te iubesc în față și în spate îți dă două perechi de palme. Da? Se întâmplă lucrul ăsta. Și atunci, ce e dragostea? Cum funcționează? Sunt întrebări serioase care preocupă la un moment dat pe copii. Dar mă întorc la ideea de mamă. Deci când zic mamă personal, eu văd cumva ideea de iubire. Nu văd altceva. Acum, când zic tată, ce vedeți? Poftiți? Grijă? Mulțumesc. Mai vedeți ceva? Autoritate. Mai vedeți ceva? Foarte interesant lucrul ăsta. Mă întorc la Maleahi 1. Un fiu cinstește pe tatăl său și mai departe, dacă sunt tată, unde este cinstea ce mi se cuvine? Trăim într-o vreme în care lucrul ăsta deranjează foarte mult. Trăim într-o vreme în care ideea de cinste, de respect, sunt idei atacate din toate părțile. Tatăl nu mai are dreptul de a aduce în cămin cinste și respect. Tatăl nu mai are dreptul de a construi această coloană vertebrală frumoasă a ființei umane în copiii săi. Pentru că
Cine nu înțelege că un tată cere cinste și respect nu pentru sine, ci cere cinste și respect pentru ca copilul său să capete valoarea cinstei și a prețuirii în viața sa și astfel să știe ce este de prețuit și ce nu este de prețuit, dacă n-a învățat lucrul acesta și dacă are impresia doar că tatăl este un absorbant egoist al tuturor emoțiilor copiilor, atunci respectiva persoană răstoarnă cu totul noțiunea de părinte sau de tată. Deci, încă o dată, mama o văd ca pe o iubire aproape de neexplicat. Iar tatăl, cel care construiește caracterul din punct de vedere al respectului, cinstei, credeți că și mama merită cinste? Credeți că și tatăl merită iubire? Deci înțeleg că, până la urmă, rolurile nu sunt exclusive. Ele se pot acoperi una pe cealaltă. De ce nu se mai vrea să se vorbească despre mamă și despre tată? De ce? De ce ne deranjează atât de mult lucrul acesta? Spuneam de dimineață, copilul în gândirea ebraică este încredințat mamei la naștere. Și mama îl ia la piept și este una din ființa ei, una cu ființa ei. Și rămâne una cu ființa ei până pe la vârsta de 12 ani, când se consideră că copilul s-a înțărcat, cu alte cuvinte, nu mai are nevoie de iubirea aceea necondiționată a mamei, el trebuie să iasă din zona respectivă și din momentul acela copilul este dat în mâna tatălui și îl ia tatăl mai departe și îl scoate în lume, în societate și din momentul acesta tatăl este împreună cu copilul său pe stradă. Și îl introduce în regulile străzii, în regulile societății, îl apără de dușmani, îl învață mai departe să fie înțelept în relația cu ceilalți, îi alege prietenii, îi identifică dușmanii, ăsta este tatăl. Îl învață politica socială, dacă doriți. Învață să înțeleagă lucrurile care sunt în societate și tatăl este acela care face lucrul acesta. Haideți puțin cu mine, că timpul nu ne ajută. În Luca 2, Iisus, la 12 ani, la templu, este exact momentul în care mama își încheiase stadiul ei de formare a tânărului Iisus Hristos și tatăl îl ia de mână și se duce cu el prima dată. Unde se duce cu el? La templu. Scoaterea în societate a tânărului de 12 ani începea pe poarta templului. Acolo tânărul învăța regulile națiunii și regulile de a fi la rândul său bărbat. La 12 ani s-au suit la Ierusalim după obiceiul praznicului, spune versetul 42. Deci Luca 2, 42, 43... Apoi, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Cine ar fi trebuit să bage de seamă prima dată? Poftiți? Tatăl. El trecuse cu copilul de mână dincolo de zidul bărbaților. Intrase în societatea bărbaților. Mama rămăsese unde? În zona femeilor. Era numai normal că nu mama trebuia să aibă grijă de Domnul Iisus Hristos. Era numai normal că Iosif trebuia să facă lucrul acesta. De ce n-a băgat de seamă Iosif că pruncul Iisus nu mai este lângă el?
Poftiți? Din două lucruri. Unu, uneori este greu să ai grijă de un copil cu minte. Și asta a fost situația lui Iosif. Domnul Iisus Hristos era atât de supus și atât de cu minte, încât Iosif a presupus că Domnul Iisus Hristos întotdeauna va fi la dreapta lui, aici. Și n-a mai avut grijă de el. Dacă este unul mai care nu stă lângă tine, ești cu ochii pe el, în continuu. Dar dacă copilul este cu minte, îți asumi că el este lângă tine. Aceasta este problema copiilor cu minți. Părinții încep să nu mai aibă grija lor. Să nu mai fie îngrijorați în legătură cu ei. Ei pornesc cu ideea sau cu gândul, copilul meu e cu minte, copilul meu este bun, și încet, încet, atenția slăbește. Și sub o atenție slăbită, copilul? Copilul dispare de lângă mine. Al doilea lucru care se întâmplă, pe lângă faptul că ești foarte, foarte încrezător în copilul bun, de cele mai multe ori ne înșală încrederea în noi înșine. Este teribilă. Uneori părinții au o așa de bună impresie despre ei, încât ei zic că eu sunt atât de bun și atât de fără greșeală, încât copilul meu întotdeauna va găsi în mine cel mai bun model. Și pentru că eu sunt cel mai bun model, copilul meu va călca obligatoriu pe urmele mele. Și uitându-se la el, tatăl este atât de încrezător încât el merge înainte și el crede că copilul e la un pas în urmele lui, călcându-i pe urme. În realitate, tatăl trebuie să se întoarcă destul de des în urmă să vadă dacă ceea ce crede el este adevărat sau fals. Încrederea în noi înșine ne slăbește efectiv puterea de lucru pentru copiii noștri. Avem impresia de foarte multe ori că a lucra și a crește pentru un copil și a crește un copil este simplu, cel puțin în cazul nostru. Este greu în cazul altora, dar în cazul meu este simplu. Și după ce cred lucrul ăsta, eu devin un simplist în modul meu de a gândi. Și când descoper că copilul nu mai este lângă mine și nu mai calcă pe urmele mele, în momentul acela sunt luat prin surprindere, pentru că nu am crezut vreodată că s-ar putea să mi se întâmple și mie. Deci, Iosif ar fi trebuit să aibă un ochi continuu după Domnul Iisus Hristos. Iosif ar fi trebuit să-și ia în serios rolul său de educator al lui Iisus. Maria îl educase pe Domnul Iisus Hristos timp de 12 ani, acum l-a dat în mâna lui Iosif, Iosif l-a luat ca pe un copil foarte bun și l-a pierdut în templu. Este parabola foarte serioasă a taților. Iau copiii de la mame, cred că sunt educați foarte bine, cred că sunt copii foarte buni, și apoi când iau cu ei să îi ducă în lume, acolo îi pierd. Și este tragedia cea mai mare. O altă tragedie pe care o găsim aici este faptul că Iosif l-a pierdut pe Domnul Iisus Hristos unde? În templu. Îl iei, îl aduci la templu și când ajungi cu el la templu, ți se pare că toate lucrurile sunt în ordine. Unde e? La biserică. Unde la biserică?
Pe aici. Unde pe aici? Păi sub pom, afară. E o mare diferență. E o mare diferență dacă copilul este afară în curte sau este înăuntru. Dacă stă de vorbă cu un rabin sau dacă stă de vorbă cu cine știe de vârsta lui. Ochiul părintelui trebuie să fie larg deschis. Ochiul tatălui la biserică trebuie să fie larg deschis în legătură cu ce face tânărul Iisus pe care l-a dus la templu. Care de fapt e un copil excepțional. Cât a durat până când l-au găsit? 3 zile. Cât a durat până când au descoperit că nu există? Da. Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. Nu știu dacă a mai fost vreun caz de felul acesta, cel puțin în zilele acelea și cel puțin printre cunoscuții lor. Trebuie să le fi fost foarte rușine. Sunteți de acord cu mine? Maria, Iosif, cu cel mai bun copil din toată mahalaua lor, cel mai bun copil, ajung să trăiască drama aceasta că ei singuri își pierd copilul. Ceilalți care erau mai năzdrăvani, mai năstrunci, toți erau la corturile lor. Iisus nu era acolo. Nu vreau să merg mai departe. Spiritul profetic, Cartea Hristos Lumina Lumii, spune că s-au gândit tot timpul dacă n-a fost răpit, dacă nu l-a luat cineva. Și-a adus aminte că Irod pusese preț pe capul Domnului Iisus Hristos atunci când s-a născut. Au zis probabil că cineva l-a, în sfârșit, acum execută planul care nu fusese adus la îndeplinire atunci. A fost teribil, groaznic. 3 zile. 3 zile. Cam aceasta este drama părinților. Pe de o parte, societatea care se îndreaptă împotriva ideii de tată pentru a o dezrădăcina pur și simplu astăzi. Să nu mai avem tați, să nu mai avem respect, să nu mai avem coloană vertebrală, să nu mai avem pe cineva la care să te uiți, să nu mai avem modele. Copiii noștri sunt feminizați foarte mult, băieții. Societatea s-a ridicat nemulțumită. Psihologi au fost aceia care au zis nu este normal ca băieții să fie făcuți fetițe. Psihologic vorbind. Adică nu este normal ca un băiat să fie crescut ca o fetiță. Băieții sunt băieți, fetițele sunt fetițe. Sunt diferențe de temperament, sunt diferențe de ideal și așa mai departe. În momentul în care un băiat care trebuie să fie, eu știu, stâlpul casei, care ar trebui să investească energie în muncă, care ar trebui să aibă seriozitate din punct de vedere al construirii unor valori în casă. Omul care muncește de dimineața până seara, cel care are deprindere, cel care are viziune, cel care este învățat să-și conducă familia, pentru că un băiat ar trebui să fie învățat să-și conducă familia, ăsta este băiatul. Când băiatul nu mai primește niciunul dintre aceste elemente de educație și este lăsat doar la instinctul social, jucându-se fără nicio responsabilitate, fiind acela care se plânge tot timpul și merge spre zona unei fetițe. Societatea a început să tragă semnale de alarmă în ultimul timp și psihologul Peterson vorbește despre faptul că lucrul ăsta nu aduce nimic bun astăzi. Ce avem de făcut? Unde suntem? Ce trebuie să facem?
Când l-au găsit, au rămas înmărmuriți, spune versetul 48. Reproșul mamei: fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată, tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El le-a zis: de ce m-ați căutat? Oare nu știați? Oare nu știați? Ce ar trebui să știu un părinte? Grija față de copilul meu sau ca tată față de copilul tău ar trebui să fie grija care să te facă să știi, să-l cunoști, să știi unde e, să știi de ce e acolo. Textul din Maleahi mă întoarce înapoi și zice: dacă sunt tată, unde este cinstea ce mi se cuvine? Maria se bazează pe textul acesta și spune tânărului Iisus: de ce te-ai purtat așa cu noi? De ce a trebuit să te căutăm noi pe tine? N-ar fi trebuit să ne cauți tu pe noi? Cam asta era ideea. Acum, întrebarea mea este: cine are dreptate? Cine trebuia să caute? Părinții trebuiau să caute sau copilul trebuia să caute? Și soluția se află aici. Maleahi, capitolul 4. Maleahi începe cu întrebarea aceasta: dacă sunt tată, unde este cinstea pe care mi se cuvine? Maleahi 1 cu 6 și se încheie în Maleahi 4, versetul 5 și 6. Iată, voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva țara să devină blestemată. Nu cumva țara să devină blestemată. Undeva trebuie să existe întoarceri de inimă. Întoarceri de inimă dramatice, puternice. Părinții probabil va trebui să plângă mult. Copiii vor trebui să plângă mult și ei. Undeva prezența lui Dumnezeu și Duhul Sfânt promis va trebui să aibă o asemenea lucrare asupra noastră, încât inimile care au mersul lor în direcții sălbatice, inimile acelea să-și frângă drumul și să se întoarcă înapoi. Cine trebuie să înceapă? Cum trebuie să înceapă? Vă rog să observați. Părinții trebuie să știe cum gândesc copiii. Copiii trebuie să știe cum gândesc părinții. Dacă nu se știu lucrurile în felul acesta, nu vor exista întoarceri. Dacă un copil nu va zice așa: cum voi vedea eu fața tatălui meu? Vă aduceți aminte? Cine a zis asta? Iuda. Cum voi vedea eu fața tatălui meu fără ca tânărul Beniamin să fie cu mine? Și asta era gândirea copilului care se gândea în dreptul cui? În dreptul tatălui. Și zicea: ce mă fac? Îi voi coborâ perii lui în țărână datorită lucrului acesta. Cu alte cuvinte, tatăl va muri de durere. Vedeți? Tânărul gândește în dreptul părinților. Iar părinții gândesc pentru copiilor. Până nu se vor schimba rolurile, până nu se va întâmpla lucrul acesta, nu e șansă prea mare. Copiii trebuie să fie învățați să înțeleagă greutățile părinților, uneori chiar și incapacitatea lor de a înțelege lucrurile care îi blochează, lucrurile care îi ajută. Părinții trebuie să se deschidă în fața copiilor, să se vulnerabilizeze și să învețe pe copii sufletul lor.
Copiii trebuie să facă același lucru, să aibă puterea să-și deschidă sufletul în fața părinților. E mult de vorbit aici. De ce copiii noștri au învățat să-și deschidă sufletul în fața altor copii? Lasă-i că ei să simt bine între ei. De ce nu pot să-și deschidă sufletul în fața celui care le-a dat viață? Celui care ar fi capabil să-și dea viața pentru ei? Cei ce i-ar putea ajuta? De ce nu fac lucrul acesta? Există ceva în societate care a pus neîncrederea în sufletul și în viața lor. Salvați copiii de la neîncredere. Învățați-i ca niciodată încrederea în dragostea pe care o primesc de la dumneavoastră. Vorbiți cu ei matur. Învățați-i problemele vieții și nu îi lăsați pe ei să definească aceste probleme. Introduceți-i cu dumneavoastră în problemele financiare pe care le aveți. În faptul că, eu știu, poate că aveți probleme legate de alte domenii, casa, mașina, salariul, serviciu, sănătatea. Introduceți-i în toate problemele acestea și ajutați-i să vă înțeleagă. Luați-i împreună cu dumneavoastră părtași la problemele vieții. Părtași cu dumneavoastră. Nu îi lăsați deoparte, nici în urmă, nici în dreapta, nici în stânga, să fie permanent cu voi. Nu îi pierdeți din ochi, nu îi pierdeți din muncă. V-am spus că m-am dus odată într-o zi la tatăl meu să-l întreb: tată, cum ai dormit azi noapte? Vă amintiți? A fost gestul meu de apreciere față de tatăl meu, am vrut să-i arăt că am devenit și om matur și îl salut și eu cu un salut matur, îl auzisem la alții: cum ai dormit azi noapte? Și tată s-a uitat la mine surprins de... și a zis: băi, Vali, n-am dormit toată noaptea. Cum s-a întâmplat treaba asta? Tatăl meu a zis: toată noaptea m-am gândit ce să-ți dau de lucru. Luați-i cu dumneavoastră, faceți-i părtași la așa ceva. Sau, poate că e vremea să vă jucați cu ei. Poate că e vremea să le povestiți ceva din amintiri din copilărie, dar din copilăria dumneavoastră. Să-i faceți să crească cumva pe acolo pe unde ați crescut. Să știe ceea ce ați știut. Pentru ca inimile să se întoarcă unele la altele. Amin. V-aș invita la rugăciune prima dată și apoi să invit pe tinerele noastre să vină aici pentru ca să ne conducă în cântarea de încheiere. Dar înainte de toate, haideți să ne rugăm. Cor, haideți să ne rugăm. Tatăl nostru, am dorit, Părinte, să venim cu inimile noastre înaintea Ta și inimile de Tată să se deschidă pentru ca să le binecuvintezi cu înțelepciune, cu dragoste, cu acea înțelepciune care va defini, Doamne, în viața fiecărui tată, valorile pentru copilul lui și pentru familia lui. Fă-ne modele sfinte pentru copiii noștri. Și dacă am greșit, fă-ne, Doamne, în stare să ne cerem iertare lor și Ție, pentru ca lucrurile care nu... sau lucrurile care ne împiedică să ne întoarcem unii către alții să fie date la o parte și vindecarea să aibă loc. Binecuvintează, te rog, părinții bisericii noastre. Binecuvintează copiii bisericii noastre. Fă din ei, Doamne,
niște lăstari prețioși ai împărăției tale. În numele Domnului Iisus te-am rugat. Amin.